Sportivul stelist Răzvan Cărarea a cucerit vineri 29 martie medalia de argint în proba de sulițe masculin juniori 1 a campionatului național de aruncări lungi de iarnă de la Arad. Ediția 2019 a competiției are loc pe stadionul Gloria în perioada 29-31 martie, iar cea din urmă proba a zilei a fost cea de sulițe juniori 1 masculin. Răzvan, pregătit la Clubul Sportiv al Armatei Steaua de Mirela Țermure, a terminat concursul al doilea cu aruncare de 60,55 metri. Medalia de aur a fost câștigată de către țicle Denis Cristian de la Liceul Teoretic iar pe locul 3 s-a clasat Stoica Marius Ionuț de la CA Roman. Deși primul, ultima aruncare a fost destul de bună, chiar dacă nu mă ducea pe primul loc pe podiu, nici baremul de europene de ceea ce punctez eu pe el. Al doilea lucru, ce să zic, îl felicit pe domnul Cicle, Nu înțeleg de ce a fost chiar așa de urât ziua asta.